Salut, prieteni! Am pregătit pentru voi noi videouri cu animale, cazuri incredibile pe care sigur încă nu le-ați mai văzut. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Iată o scenă de salvare a doi cerbi care au fost găsiți întâmplător într-un râu. În timpul unei lupte, cei doi indivizi s-au încurcat în coarnele lor și, din păcate, unul dintre ei era deja mort. Se pare că se înnecase în apă. Celuilalt cerb sigur nu este mai ușor. Cu așa greutate pe cap, sigur nu o va mai duce mult timp. Pentru a-l ajuta, oamenii au fost nevoiți să folosească mijloace improvizate, ceea ce s-a găsit la îndemână, adică un topor. După mai multe lovituri precise, cornul blocat a fost eliberat. Săracul cerb a fost salvat. Piciorul din spate a acestei cămile a rămas blocat între ramurile uscate a unui copac. Procesul de salvare a fost neliniștitor, deoarece oamenii care au venit să ajute aveau doar un cuțit. Pe alături se plimba o altă cămilă care clar aștepta ca tovarășul ei să fie eliberat. Peste 3 minute, asta chiar s-a întâmplat. Animalul însă nu s-a putut ridica din prima. Sigur, a stat acolo foarte mult timp și era epuizat deja. Chiar lângă casă, un martor din Canada a filmat cum un râs vânează o veveriță. Pisica sălbatică a reușit să prindă și să muște veverița de câteva ori, dar aceasta oricum reușea să se elibereze și să fugă. Imaginea se schimbă și vedem colțul casei, unde râsul e cu veverița în colți. O vânătoare spectaculoasă. Sute de vulturi așteaptă să fie hrăniți. De ce nu vânează singuri și sunt hrăniți de oameni? Nu este clar. Probabil că e o perioadă de foame pentru ei. Pentru a hrăni toți vulturii, e nevoie de o mașină întreagă de carne. E o scenă spectaculoasă. Vulturii se pare că nu se tem de oameni. Pot să fie luați și în brațe. Urmează niște imagini uimitoare, dar foarte stranii. Un țap de munte adult aleargă după un individ tânăr. Se pare doar că se joacă. Cel mai tânăr nu observă în apă nici hipopotamul, nici crocodilul. Într-un moment dat, țapul adult îl împinge în apă și este imediat atacat de crocodil. Prădătorul își trage prada la mijlocul lacului, unde bietul țap este atacat și de hipopotam. O moarte foarte tragică. Urmează un moment șocant cu bivoli. Turma se odihnea pe malul unui iaz. Una dintre femele a decis să nască chiar în apă. Mama nici nu s-a deranjat să iasă la mal. Viața puiului nou născut se ținea pe un fir de ață. El este încă prea mic și slab pentru a se ridica și poate pur și simplu să se nece. Femela proastă nici nu încearcă să facă ceva. În curând puiul se înneacă, iar ea continuă să stea în apă ca o broască. O vulpe abilă și curajoasă a observat pe o creangă o pradă perfectă, care se pare că aparținea altcuiva. A decis să o fure. De ce nu? După prima încercare, a reușit să rupă jumătate din cadavrul iepurelui, care era bine fixat pe creangă, de către pasărea prădătoare. Mai departe, după iepure, s-a întors însuși vulturele, dar din oarecare motiv n-a luat cealaltă jumătate din pradă. Vulpea a înțeles că trebuie să acționeze rapid și cu ceva efort fură și a doua jumătate. Iată o scenă incredibilă cu o mulțime de câini de vânătoare, care sunt foarte bine dresați. Ei au fost eliberați în curtea în care pe jos zace o grămadă de carne apetisantă. Femeia nu permite nimănui să se atingă de ea. Uitați-vă cum stau în rând. Mulți latră, salivează, dar nimeni nu-și permite să se apropie de mâncare. Arată extraordinar. Iată și comanda mult așteptată. Sper că le ajunge tuturor. Un râs prostut s-a urcat pe un stâlp electric foarte înalt. Acolo a stat mult timp. Pisica la sigur era foarte speriată ca să mai încerce să coboare. Oamenii au chemat angajații de la serviciul electric. Cu ajutorul unui baston lung, angajatul a forțat pisica să coboare singură. Electricitatea a fost oprită pe acea linie, așa că animalul nu era amenințat de nimic. Lent, metru de metru, râsul a coborât cu succes de pe capcană.
Următorul moment este foarte amuzant. Maimuțele au furat de undeva o doză de suc. Maimuța mai matură a sfâșiat-o și a început să bea din ea. Acum e rândul celor mai mici. Una dintre ele s-a apucat să bea și să lingă restul. Jucându-se pe copac, și-a pus doza pe cap. Și ce credeți? N-a mai putut să o scoată. Așa maimuțica a alergat câteva minute. Arată foarte amuzant. Rudele curioase au ajutat-o să scoată doza din cap. Ea a fugit imediat la mama să se plângă de cele întâmplate. Ați văzut vreodată cum dorm cerbei în tundră? În timpul viscolului îi acoperă cu zăpadă cam așa, încât se văd doar coarnele. Este incredibil! În timp ce pescuiești știuci, se poate întâmpla des așa ceva. Un pește mai mare poate să-l atace pe unul mai mic, mai ales când e agățat pe cârlig și se mișcă într-un mod neferesc. Pescarul însă a greșit. În loc să prindă ambii pești deodată, a așteptat până când cel mare se va desprinde singur. Un vultur a adus în cuibul său un stârc viu. Puii adulți acum vor avea ce să mănânce, dar cel mai interesant urmează. Stârcul s-a dovedit a fi un actor adevărat. Prefăcându-se că e mort, le-a permis puiilor să îl ciugulească mult timp. Dar pentru a păcăli întreaga familie de vulturi avea nevoie de ceva mai multă vreme. Pasărea vicleană a așteptat momentul potrivit când vulturul matur va zbura din cuib. De îndată ce mama vultur a zburat, stârcul a fugit. I-a reușit sau nu evadarea, rămâne un mister. În timpul secetei, când lacurile se transformă în bălți mici, hienele se învață să pescuiască, ca mulți alți prădători africani. Nu sunt prea experimentate în această chestiune, dar descoperă rapid cum să prindă creaturile alunecoase. În următoarele zile, sigur le așteaptă doar dietă din pește. În nordul Chinei, lupii deseori vânează măgari sălbatici, care se află pe cale de dispariție. Atacul lupilor îi apropie tot mai mult de dispariție. 42.000 trăiesc în Mongolia și doar 5.000 în China. Populația lor scade cu 20% în fiecare an. După cum puteți vedea, chiar și după ce a rămas în urma turmei, măgarul rămâne pentru lupi o pradă dificilă. Va fugi încă mult timp și la fel de mult se va opune. Pentru protecție folosește nu doar copitele, dar și dinții. Avantajul lupilor însă este în număr, așa că de cele mai multe ori măgarul nu poate să se salveze. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care moment din acest video v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!